Am completat termostatul cu higrostat, adică automatizarea de incubator cu niște LED-uri și niște indicații. Am aici un LED verde că e temperatura mai joasă decât o vreau eu. Aici am o steluță și un LED roșu că e eroare, adică temperatura e mult mai joasă decât vreau eu în prag. Mai am aici un LED galben când e umiditatea mai mare decât cea dorită și trebuie să deschidem un ferestruică, un valvă, ceva să... Asta albă este întoarcerea de ouă, care se face câteva secunde acum, din 2 minute, dar normal se face la 2 ore sau 24 de ore. Deci am așa, meniu, o să reglez temperatura la 30 de grade acum, la 6, este 30 de 0,2. Umiditatea 4% cu histerezul 2%, poți să reglești histerezisul. Adică e pragul la cât acționează la 4% și după aia mă las la 38, minus 2. Timpul dintre întoarceri 2 ore, dar la simularea mea eu am 2 minute. Timpul de cât se rotește motorul de incubator 3 secunde, eroarea 3 grade, umiditatea 10%. Bun. Și eroarea mea aici e ori temperatura prea joasă sau prea mare, sau umiditatea prea mare sau prea mică. Bun, acum să pun mâna pe senzorul de temperatură, care e un DS18x20. Vedeți? Eroarea s-a dus, steluța de acolo, dar încă nu, temperatura nu a ajuns la pragul care doresc eu. Deci sistemul e pornit de 0 zile, adică de azi, 0 ore și 0 și 5 minute. Mai sunt 21 de zile pentru pui de găină. Mai așteptăm puțin să încălzească. Și când ajunge la pragul de normal, se va stinge LED-ul verde, care e cel pentru cuplat, ar fi o rezistență de încălzire. Pentru un rău, bineînțeles. Ia uite, s-a stins. Dacă îl crezi, dar n-am eu. Asta întoarce ouăle, n-are el treabă cu partea asta. Deci lucrează în continuare. Acum o să suflu peste senzorul de umiditate, să cresc umiditatea. Acum o crește. Și aprinde și un LED galben. Încă nu crescu. Acum cred că era de la temperatură. Țin mâna pe temperatură ca să vedem că se aprinde galbenul, dar să am și probleme după aia cu eroarea de... Sunt de eroare și pentru umiditate, că o să crească peste pragul normal. Vedeți? Galben. Aprind galbenul. Asta înseamnă că s-a depășit umiditatea, în mod normal se deschide o valvă, o ferestruică, ceva, un servomotor, nu știu încă, electromagnet. Iar dacă vă crește mai departe, umiditatea se mai... Slu peste el. Ia uite, s-a prins. Vedeți? Temperatura în grafic, să zic așa. Dar eroarea e pentru că temperatura umidată, grad de umiditate e mare. Cam astea, datele sunt memorate în promul de la procesor.